mergem să ne pregătim, urmează o perioadă grea și pentru ei și pentru noi. Mă bucur că reușim să ducem cu cât mai mulți jucători din cei pe care i-am propus să-i aducem în această vară și în momentul ăsta pot să spun că undeva la 90% suntem în efectiv complet. Nu ne-ar avantaja nici să fie foarte frică, pentru că, după cum știți, campionatul în România începe în luna iulie, luna care vine pe se poate săptămâni și cu siguranță va fi foarte cald și la menință. Mulțumim de numele pe care le-ați adus, Tamaș, Ivanovski, Grozav. Sunt jucători pe care mi-am dorit cu toții, mă bucur că au ajuns la noi acum. Ține repede de noi să facem o echipă bună, o echipă competitivă. Da. E liga întâi, pretențiile cresc, suportele noștri așteaptă rezultate, mergem să ne pregătim bine și așteptăm cu încredere primul meci. Îl așteptăm ca toți ceilalți, vă dați seama. Sperăm din tot sufletul să facem un pic de rău cum asta în acesta. Cum a fost să-l aveți pe Tamaș la antrenamente acum zilele astea? S-a descurcat? Se descurcă bine, el pe teren de 100%. Foarte bine din toate punctele de vedere, vine cu experiență mare, linia noastră de fund era compusă în marea majoritate din jucători fără experiență, jucători destul de bine și experiența lui ne va aduce un mare plus. Dar ce? Dai din cer!